pentru cei pasionați de fotografie. Astăzi avem trei aparate interesante, unul mai interesant decât, celălalt. Voi începe cu acest produs numit Coolpix S70. Este primul aparat din lume cu ecran OLED cu touchscreen. Ecranul este foarte mare, practic avem un ecran de 3.5 inch. O să-l și pornim. Nu există niciun buton de pornit oprit, pur și simplu. Am apăsat capacul protector al obiectivului și al blitzului și camera a pornit. Acest produs permite fotografierea cu o cadență de până la 6 cadre pe secundă. Funcția de giroscop permite rotirea fotografiilor în momentul în care eu am întors camera. De asta am făcut o poză în modul portret, ca să vă arăt acest lucru. Practic avem aici fotografiile. Putem folosi funcția de slideshow cu muzică integrată. Sunt 16 moduri presetate, instalate în camera, plus alte 9 moduri separate, adăugate în plus la acest model. Câteva lucruri importante despre Nikon Coolpix S70. Avem un senzor de 12,1 megapixel, un zoom wide de 5x, avem un acumulator litiu-ion dedicat cu autonomie de peste 200 de cadre conform standardului CIPA, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un aparat cu un ecran wide de 3,5 inch și OLED și touchscreen. Cardul utilizat este SDHC de până la 32 de giga. Can your compact digital camera do this? Continuăm cu un alt aparat interesant din gama Coolpix. Avem aici modelul Coolpix S640. Practic, acest aparat este cel mai rapid aparat compact. Putem face o fotografie mai puțin de o secundă din momentul în care l-am pornit. L-am pornit și am făcut poză. Este foarte simplu, este la fel de rapid ca un DSLR și ne permite acest aparat, cât de mic îl vedem noi și compact, să nu ratăm momente importante din viața noastră. Toate aparatele din gama nouă Coolpix de la Nikon permit încărcarea pe portul USB. Dacă avem un calculator sau un laptop, putem încărca acumulatorul incorporat litiu-ion foarte simplu prin conectarea prin cablu USB. Autonomia este de 270 de cadre, senzorul este de 12,1 megapixel și toate aceste lucruri se află într-un aparat de doar 110 grame. Astăzi vă prezint vârful de gamă al aparatelor DX DSLR de la Nikon. Avem aici de față D300S. Este primul aparat din lume cu filmare HD, card dual, SD și CF și mufa auxiliară pentru conectarea unui microfon. Cu un senzor DX de 12,3 megapixel, acest aparat permite fotografierea în rafală cu până la 7 cadre pe secundă. Prin montarea unui grip suplimentar MBD10 se pot fotografia cu până la 8 cadre pe secundă, bineînțeles cu un acumulator suplimentar NL4A. Aparatul permite fotografierea în condiții excepționale, dar mai mult filmarea HD 720. Avem aici conectorul HDMI prin care aparatul poate fi conectat la o plasmă, dar mai mult este primul aparat din lume cu mufa auxiliară pentru conectarea unui microfon stereo. Am instalat cardul Compact Flash, iar acum voi pune memoria SDHC. În felul acesta avem imaginile salvate și o siguranță maximă pentru momentele speciale. Noul blitz integrat permite fotografierea cu obiective superangulare, pornind de la 16 mm. Pe acest aparat se pot monta toate obiectivele realizate de producător în ultimii 50 de ani de zile, toate obiectivele în montură F. Focalizarea este realizată în 51 de puncte și foarte important, avem o nouă funcție numită 3D tracking, ce permite urmărirea personajului aflat în cadru și focalizarea automată pe acesta. Această funcție este foarte facilă pentru fotografierea persoanelor aflate în mișcare, copii sau acțiuni sportive.